O să citesc ordinea de zi. Așa, în termenul articolului 39 aliniat 1, articolul 63 litera E, articolul 68 aliniat 1, articolul 115 aliniat 1, litera A din legea numărul 2 din 2001, abilitate funcție locale, complicate cu modificările și completările ulterioare. Dispune. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Curapoi în ședință ordinară pentru data de 26 noiembrie 2018 la ora 14 în sala Cămilului Cultural cu următoarea ordine de zi. Ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal din ședința anterioară, din 15 octombrie 2018. Așa. Proiect de hotărâre privind avizarea și de principiu a planului urbanistic general al Comunei Gurabăi, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de închiriere al autovasculante și utilajelor din parcul auto UAT Comuna Gurabăi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție financiară la data de 30.09.2018. Proiect de hotărâre privind aprobarea investițiilor lucrări de termoizolație, Biserica Adventistă Capăta, lucrări de amenajare grup sanitar, Biserica Ortodoxă Pătrășcan și lucrări de reparație exterioară, Biserica Ortodoxă Păltinata. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Gurabăi pentru anul 2018. Și mai avem încă două. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului achiziției buldoescavatorului pentru primăria Comunei Gurabăi, solicitarea unei scrisori de garanție la fondul de garantare a creditului rural IFN SA în favoarea agenției pentru finanțarea investițiilor rurale, pentru acoperirea sumei necesare finanțării acestui proiect. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Gurabăi, numărul 23 din 2802, privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobiliare, tenerului și sau clădiri aflate în domeniul privat al Comunei Gurabăi. Și punctul 9, diverse. Sunteți de acord să le punem la vot pe toate, odată sau pe fiecare parte? Sunteți de acord cu ordinea de zi? Da, bineînțeles. Îl punem la vot, da? Cine este pentru? Nu am dar ce vreau să-i spun? Ce-i faci cu ăla? Așa, bine. Proiectul primit la vizionare. O să dăm... Serios, de cu ordinea de zi. Deci procesul verbal este aprobat. O să dăm citire domnului Panțăru să ne prezinte proiectul. Aprobați procesul verbal la ședință. Procesul verbal la ședință anterioară. Care este pentru, care nu s-a abținut. Pentru, nu? Da. E vor ca să abține. Iată, am să vă dau. O să dau la punctul 2, citire, domnul, o să ne prezinte planul de urbanism, domnul Panțeru, proiectul de hotărâre privind avizarea principiului planului de urbanism general al Comunei Gurabăi de Subacru. O să ne prezinte domnul Cornel Panțeru și dacă dumneavoastră aveți vreo completare, sper că dăm să iei documentare tot de bine și... Ai luat să-mi piasă eu, ești mai bun. Lasă-mi pe președinte, are tot trebuie. Domnul, aveți grijă și vorbim. Vă dau afară din ședință. Având în vedere prevederile legii 350, privind planul urbanistic general și regulamentele locale de urbanism, din 10 în 10 ani trebuie să avizat aceste planuri. Noi le-am avizat planul urbanistic general pe care eliberăm autorizații și de urbanism în 2010. Acum ni s-a oferit oportunitatea în vederea actualizării pentru 2020 prin adrese primite la Consiliul Județean, prin care s-a alocat bani pentru actualizarea acestor planuri urbanistice generale. Mari modificări la planul general pe Gurabăi nu avem. Aveam câteva lacune în Gurabăi, extinderi prin temelia. Deci să trec să-l iau așa pe fiecare sat în parte. La Gurabăi erau câteva enclave în partea de sus, pe lângă biserică și mai jos, care nu erau prinse în intravilanul satului. Nu știu motivul pentru care au fost omise. De asemenea, adâncimile la parcele ajungeau la unele de 20 de metri. Sunt persoane care vor să-și facă gospodăria mai distanțat față de calea de acces. Și am solicitat să refacem, să-l actualizăm pe 100 de metri pătrați. Deci pe Gurabăi nu avem extinderi decât ce v-am zis pe adâncim. Alte
extindem noaptea. De asemenea, la trec la următorul sat, la motocerci, aveam zona la școală, la fosta școală, unde, mă rog, mai erau niște gospodării, două gospodării de români, nu mai sunt, dar în schimb sunt de cetățeni mai rom, nu știu dacă zic rom, așa, care nu erau prinse deloc, deci nu le aveam prinse deloc. Acum observăm chestia asta, deci am propus și treaba asta, să prindem și partea de pe Poiană, cum zic. La rotundă. La rotundă am propus să menținem intravilanul exact pe locația unde sunt case, iar restul de 8 hectare, unde nu sunt construite, să scoatem. Deci ocupăm niște intravilane în locul în care nu cred eu că se va construi. Niciodată. Deci eu am propus cu domnul primar în discuții, deci am propus numai să rămână exact ceea ce este construit. Unde sunt construcții. Și restul să scoatem din intravilan. Deci am să termin. Pe partea de dumbrava, de asemenea, rămâne intravilanele care au fost, am introdus partea de jos spre Zăvoi, pentru că este zonă construibilă și inclusiv la Zăvoi. Nu numai că sunt casele, dar e potențial și avem și utilități. Adică curent de drum, palat cu și ăsta. E curentul de la După aia toți sunt singur contoar, sunt prea, asta propus prin informații. Da, dar ei ar trebui să ne facă nouă de pe orice. În momentul când ați prins, o să facă care să solicite informații. Să fie informații, acolo adresă. Să putem prin planul de dezvoltare pentru... Nu-i bună. Pe capăt, dar de ale prinsă. Dar era ce prins. Da, e prins. Era prins. Păi eu spun exact la modificările care sunt. Deci pe capăt. Era prins după conducerea trecută. Nici eu n-am observat-o, dealul Pogan în intravilan. Nu știu câtă importanță are acolo, eu am tras-o spre Bahă. E mai bine așa. Da, adică potenția... E greșită. Bănuiesc că s-a făcut, deci când s-au citit hărțile, s-au făcut o confuzie. Deci vezi că exact... Nu. Ce spune domnul Panțură, de dreptate. Bahă n-a strâncit un colo, nu știu pe dealul Pogan. Dar era pe dealul Pogani și eu vreau să-i scot după dealul Pogani. Da, dar și l-aș da și l-aș da pe partea. Asta e diferent, s-a făcut probabil. E corect. N-ai ce căuta în Pogani, doar ta știi. Asta vreau să spun. Ce cauți în Pogani? Ce-i în Bahna? Dar cu ce spui care? N-ai ce căuta în Pogani? Ca să nu discutăm de dealul. De asemenea, la Curaube, i-am uitat să merg și unesc, că vrem să scoatem de sub incidența, că avem partea de la Vale de Drum. Spre domnul Pașcu, era cu interdicție temporară de construire și am propus să scoatem de sub interdicție, oamenii n-au vrut să construiască, deci care s-au construit, au construit fără autorizații. Am propus și dacă se avizează și asta, deci nu o să mai fie. Eu chiar susțin să se avizeze. Acolo este o zonă protejată la ora. Și chiar vă rog să rețineți că acei oameni sunt bine, cu siguranță. Noi am propus, ca acele terenuri să scape de valoare, că aminte vine omul, nu poți să elibereze autorizația de construcție, nu poți să-i dea niciun drept. Ca și cum ar fi... Fără fiu drept acolo. Așa, la temelia și cultinata aveam tot la fel o nelămurire cu grănuințirea între cultinata și temelia. Era o chestie că cobora pe partea aia pe la mine și includea temelia, dar de fapt toate persoane, începând de la intrare în cultinata, figurau cu cultinata. Da, așa. Și am propus, deci, să despărțim temelia să meargă pe drumul județean, cultinata să meargă pe drumul comun. Deci să nu mai iei. Care iese în drumul județean? Păi era pe temelie. Era pe temelie. Adică, am prins cu cortinata, că nu
și avea rost. Eu buletinul l-am încălcinat, dar și toată l-am încălcinat. Probabil te primi la tine. Da, probabil. Așa. Aceeași chestie am și acolo. Am câteva extinderi. Deci acolo unde la intrare pe stânga, unde stă al de frunză, am propus tot la fel extindere. M-am dus tot la fel la 100 de metri, am propus. Deci adâncimi. Ulița domnului Panțăru, ulița următoare. Deci ne-am mai dus cu încă vreo 400 de metri. Și cam asta ajută ar fi la temelia. La Păltinata am prins partea aia la... Dar nu, Florin nu e aici. Partea aia la Găman, când te duci pe Păbiuri. Acolo iar nu erau prinși. Nu poți să faci extindere de electricitate sau asta pentru că... Și cam asta ar fi. Deci se modifică problema urmării. Da. Vișăriești de împiești părți? El și părți, da. Vișăriești, da. Nu am unde să... Cam asta ar fi, deci... Ne-ați putea să dați un aviz de principiu în vederea executării lucrării. Astea sunt, spre exemplu, lucrări numai de informare. Urmând de acolo să facă toate ridicările topo pe ce s-a propus și dacă avizați dumneavoastră și pe urmă să facă detaliat ce spunea și de primar, scoaterea sub interdicție și... Sunteți de acord cu planul de domnul Pașcu? Asta e totul numai pentru intravenant. Da. Ce se discută. Da, dar eu sunt la rotunda, era bine să lăsăm 10 hectare, că acolo unde a venit apa, poate facem, să facem o lucrare vreodată și ar să trebuiască intravenant, nu de intravenant, nu? Mă gândesc că vreun bazin de aducțiune de apă, ceva, că totuși la rotunda ține drumul, drumul ține până sus. Și să lăsăm cât e drumul cu intravenant. Pentru lucrările de investiții de natură publică, nu ai probleme pentru să scrii intravenant sau extravenant. Aici intră pe legea 50, care spune că lucrările în extravenant se autorizează de către Consiliul Județean și intravenant de către primărie. Deci nu avem nicio legătură. Adică nu mai trebuie să efectuate alte documentații. Exemplu pus. Numai pentru construcții de locuințe, pe extravilan, ai nevoie. Acolo, fiind zonă pusă de construcții, nu era posibil să cele două hectare. Nu să știi bine, România să facă vila cu ea. Hai să-l vinzi întâi pe alea care le-ai acolo. Este doar o propunere. Tot e drumul pus până acolo pe tuit. Și, din loc de o hectare, lăsăm 10 intravilan. Îi la masă. Da, noi am cu domnul primar. Deci, noi putem muta, deci, demarcația, deci... Eu știu până unde e drumul. Și era de acord. Era da. 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 De acord cu procurarea lui domnul Pașcu? Yes. Da. Cine e pentru? Când mai gândim viitorul comunii, pentru viitorea, nu? Cine e pentru? Deci, unanimitatea la propunerea la domnul Pașcu, da? Și apoi a supus la tot proiectul cu modificarea cu amendamentul domnului Corect. Da? Sunteți de acord cu întregul proiect spre domnul Panțeru și cu amendamentul domnului Pașcon? Da. Am limitat și pentru, da? Silviu, asta cu amendamentul nici nu și avea. Nu știi de ce? Noi suntem în faza de avizare de principiu. Deci avizăm de principiu. Pe parcurs el poate să mai apar modificări și găsești... Metru stânga, doi, treapta... Deci ca să putem, ca să putem dea drumul. Bine, configurația terenului. Nu trebuie să scrie. Aici am eu... Nu avizăm atât. Aici am și în completare ce bani cheltuim pentru plug. Am spus. Îi primim? Da. Îi cheltuim? Îi primim. Este simplu, fără discuție. Deci, la proiectul, la ordinea de zi, la punctul 3, proiect de hotărâre prin aprobare reglementului de închiriere și de închiriere al autobasculante și utilajul din parcul auto, UAT, Comuna Gorabăie. Dacă aveți materialul în față, eu am să vă prezint doar raportul de avizare a proiectului. Dacă dumneavoastră aveți ceva și vreți să-l citesc tot, majoritatea aveți materialul în față, nu? Da. Aveți ceva de comentarii pe zona acestui? Vreți să aveți ceva lămuriri? Stai ca să vă dau lămuriri. La solicitarea unui club de 5 consilieri, în conformitate cu prevederile de 215, proiectele hotărâri pot fi inițiate atât de domnul primar, cât și de o treime din numărul consilierilor aleși, de 5 în cazul de față. Legea spune că proiectele hotărâri se fac sub îndrumarea secretarului. Deci, clar că proiectul de hotărâri a fost realizat de către mine. Proiectul de hotărâri este susținut de 5 consilieri din partea PSD,
care au fost dat mai de mult în ședință de Consiliu. Un regulament de închiriere a utilajelor în fața de parcă la urmă. Mulțumim, domnul Cornel. A fost întocmit proiectul de hotărâre, am întocmit și raportul de avizare asupra proiectului de hotărâre. Regulamentul este unul destul de simplu, prin care se elimină orice încasare de către șoferi a sumilor de contact cu autorul pe care le investează. Unul la mână se întocmește să face o cerere clară, tip, prin care cetățeanul respectiv specifică ce lucrări se vor face și se asumă răspunderea pentru legalitatea lor. Adică, indiferent care lemne sau așa, își asumă răspunderea care are documente, tot ce e nevoie. Doi, la mână, se cheie un contract de prestări servicii în conformitate cu codul civil, care este tip de executor. După care șoferii își fac raportul detaliat pe fiecare lucrare făcută, număr de ore, deplasare, consum, care se înaintează biroului financiar contabil, compartimentul colectare venituri, taxe și impozite, care tocmesc nota de calcul și încasează suma. Nu se permite încasarea de către sume, de către șoferii de pe utilaj. Cam asta e, cam despre asta e regulamentul de închiriere automată. Dacă nu era... Sunt stabilite în fiecare an, pe hotărârea Consiliului. Dar valoarea se știe în momentul în care avem anul ăsta, pentru că până la noi modificată. Da. Deci nu se modifică valoarea orei de închiriere, ci doar procedura de închiriere. Procedura de închiriere. Aveți ceva obiecții? Eu aș avea o obiecție. Și e consider cea mai pertinentă obiecție. 1. E perioada de iarnă, la fiecare utilaj e un lamă de dezăpezi. Mă sună X, mă sună Y, bine, să dau. Nu! Perioada asta să lăsăm așa. Ce-ar însemna acum eu, ca nebunul, mă sună nu vrea să închiriez o oră cu excavatorul și o oră basculantă. Mă duc să-i dau la major, prin ceață, prin ăla, să dau jos, mă duc și fac ăla. Când mă duc până acolo, că mai mult el, să lăsăm până în primăvară. Să lăsăm până în primăvară și să anulăm procesul. Și mai propun altceva. S-a lăsat în coadă de pește. Nimeni nu crede, nici șofer nu și-a permis glume. Dar vă spun că între a sta la Bucuric undeva să faci un proiect de hotărâre, și cel la fața locului, diferența de la cel la pământ. De ce? Fiindcă în momentul când ți-a venit omul, azi a venit la Vodafone. Eu nu iau un excavatoristul să-l pun să stea acolo, să-i facă contract, să-i facă alea, să-i revin. Eu, dacă este un punct de excavator cu mâini din vasele de motor, îl stii, costi el vârlan, costi că vârlan, să-i facă contract, să-i facă alea, să-i facă. Când vine, spre exemplu, a venit astăzi cineva. Acum așa, în chitanța ta. De la Vodafon pentru antene la cameră. Vrea să închirieze basculantă. Îi spune, domnule, am nevoie de o oră sau 100 de kilometri. 5.500.000 de puterea. Știm prețul, avem putere veche. Dar dacă el are 5 ore și o oră și 100, cum o fac ceva? Opresc lucrarea la o oră, vine la primăria, este oameni, nu credeți că eu nu o țin de tine. Eu v-am spus o zic un lucru. N-am fost să atent de când mă știu. Ați înțeles greșit proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre, este proiectul de hotărâre, dar am voie. În cazul în care dumneavoastră considerați să aveți suspiciuni, vă rog doar atât. Dirijați 3 consilieri pe fiecare zonă, câte o lucrare și este cel mai simplu, domnilor. Stați dumneavoastră să vedeți când s-a dat, când a plecat, dacă a făcut, dacă a plecat. Să duce undeva, dar am oprit oameni X. Ce să facă, mă zic cu el pentru că o depășesc cu 10 minute. Deci trebuie să plătească o oră și 10 minute. Aveți impresia că mă jute cu el, mă zic acum am plecată? Gândiți-vă că cel mai bine pentru primărie și pentru noi. Avem suficiente lucrări de făcut pentru primărie. Mai avem drumul la care trebuie să mai cărâmbară. Mai avem de dezăpezit. Mă, nu se știe cu vremea. Am pus deja lame de dezăpezit. Propun eu și dumneavoastră, vă exprimați punctul de vedere, ca până în primăvară, când timpul se face bun, eu să nu mă duc ca nebunul, pune, te duci cu schimbarea pe zăpadă, n-ai condiții ca bun de excavatorist, o oră de pe basculantă, dai lama jos, o pui, o sprijin, te duci, pleci și carul ăla de jumătate de oră închiriază basculantă și mă pun apoi, vin, pun lama. Este mai mult precus, mai mult pierdere de timp și chiar bani.
Deocamdată, în această perioadă, nici oameni nu vreau lucrări de făcut. Au terminat lucrările de construcții, propun până în primăvară, cât timpul se face bun, nu mai închidem la nimeni. Nu-i mai simplu așa? Și atunci, atât este de bine, stă basculanta și așteaptă în stand-by. Sunt situații în care vă spun eu, noi mergem și dezăbezim drumul de țară. Am solicitat direcție și de ține de drumul să-mi dea mie la dezăbezire. Eu m-am dus am dezăbezit oameni buni, drumul de țară. Și ei au venit la doua zi la ce jumătate erau și cu lama pe sus ca un dumbreder. La ce mi-a folosit mie? Dar m-am dezăbezit cu utilajele noastre. Omul când l-a sunat, la ora două noaptea s-a urcat la basculantă și a dezăbezit. În aceeași ordine de ei, vă rog să rețineți că primarul decide când bagă autogrederul strânit basculantă. Ne ajută Dumnezeu, maxim într-o săptămână, 10 zile, luăm și el la un descalator nou nouț și are și lamă de dezăbezire și vom avea trei utilaje pe drum. Încă unul, patru. Vom fi cea mai dezăbezită comună din dorul de Tupacău sau din zonă, fiindcă avem cu ce să ne ducem. Un lucru este clar. Lumea, la un moment dat, se așteaptă la mai mult de la noi. Dar și cetățenii din Muravoiei, ca și în București, ca și la Brașov, trebuie să rețin un singur lucru. Când ninge noaptea, toată lumea se așteaptă ca la 4 dimineața să plece toate ulițele. Se poate. Mergem drumurile principale, drumul județean, pe care merg și cei de pe ulițele de la Neavada, care merg de la Domnul Cali. Mergem până la Cristian, la domnul Pascu, mergem pe Trășcame, care vine și domnul contabil și fetița lui merge. Deci, ălea tot ale noastre. Bineînțeles că ulițile după aceea mergem cu utilaje și le facem a doua zi sau în aceea zi câte ore cuprindem. I-am ținut pe băieți 12 ore și 14 ore, nu am toată că nu. Dar, în principiu, gândiți-vă că atât putem. Una e la casă când e terenul ca palmă, una când e onești. Dar nu era dezăpezit și în onest eu nu puteam să merg cu mașina. Dar la gura voi, chiar pe uliță, la drăguleț, se vedea chiar foarte bine. Ținem cont, băieții nu cer, vă de treaba lor. Pentru perioada următoare, vă rog din toată inima să înțelegeți că dacă eu mă apuc și dau la major și o pun sus, la dispoziția unei hotărâri de Consiliul Local, îmi îngrădiți o posibilitate de a dezăpezi la timp și optim. Și o să mă sunați, domnule, dar vedeți că pe uliță la Neaburai nu se poate circula. Și o să vă spun, da, ați dat hotărâre de Consiliul Local să-i dau bul de excavator. Eu nu, dacă ăla vine la ora 7 seara, mă stau să-i pun și la nu? Haideți să gândim ca pe șantier. Nu așa, că legele le-au făcut oamenii, noi trebuie să le respectăm, le-au făcut guvernanții. Sunt primii care nu le respectă, dar în aceeași ordine de idei le adaptăm condițiilor din gura voiei. Sunt 7 sate pe 7 râci și gloi. Nu-i ca la Onești, ca Palmă, sunt situații în care nici nu poți să intri în oana. Și îmi pare rău de oameni de acolo. Vom lua un ban din buzunar să vă puțin băieți să avem, care am procedura să iau la mâna a doua, adică la Moinești, la Comănești, niște plase care să le pun pe roți, cu lanțul sau ceva, să poți să intru în orice condiții. N-aș vrea să intrați în pielea la un excavator, să desc tot să s-a făcut cu un excavator, patru sau basculanta, cu șase axe care trag, s-a dus la motocert și a trebuit să mă duc cu trei tratoare și cu un excavator să-l pot de acolo. Nu chiar așa. Haideți să gândim că n-aș vrea să-l parafrazez cu Băsescu, nici vara mică, aia n-a s-a mică mea mică vara. Vreau să rețineți că sunt decizii care ia primarul în condițiile în care toți cetățenii trag de primar. Nu cred că sună nici pe consilierul X, nici pe consilierul Y. Vă mai rog în aceeași ordine de idei. Am pățit-o cu pielea mea, dumneavoastră, dragii mei oameni, domnul viceprimar, să mergem pe unde unii mai sunt crenți și copaci. Rup furtune, sparg parbrizele și la basculantă. Basculanta este înaltă. Nu-i demnești uliții toți. Dacă au făcut, am mai luat o palmă din ulița. Sunt copaci și dau din copaci să-l tai. Este pe domeniul public, nu vor. Sunt refratari. Împreună cu dumneavoastră, cu domnul viceprimar,
cu oameni de la Partidul Social, spre norocul nostru este că avem la un excavator ăsta nou și utilaj de tăiat crengi la copaci, vom merge pe fiecare uliță, ca în momentul când m-am dus cu utilajul de sepetire. Și vă spun că și cei de la Lopres mi-au făcut reclamație că sunt copaci care au crengile în drum. Nu pot trece, urâncă pe toată crizelește. Da? Cam asta ar fi. Părerea mea personală, avem timp până în primăvară, să luăm o decizie corectă. Dumneavoastră, da, hotărârea o vom aplica din primăvară. Este perioada de iarnă, înseamnă o iarnă grea, zăpadă și în aceeași ordine de trebuie să răspundem, în primul rând, cetățenilor. Eu înțeles că ăsta este un regulament. Da. Deci noi acolo, regulamentul acum, nu da. Și da. Închirierea și asta o facem din primăvară, putem de iarnă. Păi asta nu. Dacă mi se permite, o secundă, gata. Domnul, o secundă, dacă nu vă spun. Uitați aici. Deci, ori s-a înțeles greșit, ori s-a studiat de ajuns raportul ăsta. Au prioritate lucrările efectuate pe domeniul public al comunei, în detrimentul petițiilor, personalelor, pe care au fi juridice. Acestea neputând fi sistate pentru soluționarea cererilor prevăzute la articolul 6. Deci prioritatea au tot timpul. Prioritatea are. Deci comuna. Noi încălăm acest fotoexcavator și această basculantă, aceste utilaje care aparțin de OAT Comuna Goravăi, în momentul când disponibil. Asta nu înseamnă că trebuie să îl dai, că dacă vine Gheorghe de la de unde se intră. Da, și la sunt domnul Anizie. După aia spune aici așa, la articolul 12, spune. Conducătorul autovehiculului sau a utilajului închiriat are obligația de a întocmi și completa raport de lucru prevăzut la anexa 3. Vă uitați la anexul, vedeți ce spune acolo, la prezentul regulament pe care îl înregistrează și îl înaintează compartimentului colectare, venitul, casier și evidență bună. Deci nu se duce șoferul sau budoi excavatorist, nu se spune, domnule, fă-mi un contract că trebuie să mă duc la X să-i fac o gaură. Nu, de aia se ocupă domnul viceprimar, domnul primar. Să-i duce, doamne, mâine ești programat la panțărul, să-i faci nu știu ce lucrare, uite, au plătit omul sau a făcut cerere, contract și costă gata. Deci nu se înțeleagă greșit. Suntem de acord cu tot ce a spus domnul primar ca să pune regulamentul din primăvară în aplicare, dar noi trebuie să votăm această hotărâre pentru de că... Este un proiect de ce să creezi suspiciuni? Deci nu mecanicul, nu șoferul face cușa, atâta este obligația lui ca orice șofer care pleacă într-o cursă, are taumetru, are fișe și el... Răspunde pentru ceea ce faci. Cum se face și dezepiezi? Se face bine, se articula și eu. Da, sigur. Deci noi nu avem probleme. Prima e că s-o luat de golul 30 de milioane și-a depătat 16 milioane. Păi da, aici la primării și-au pus 10 milioane și-au luat celor chitanță. Adică, haideți să nu mai avem acele suspiciuni, când poate nu există suspiciuni. De ce să fie? Da, aici evităm discuțiile. Sigur. Gata? Ce punct? Așa și începe de primul. Deci, dăm un termen în primăvară din când trebuie să punem. Dacă spun ori acolo, dar dacă nu mă un pic așa, nu știu ce nu-i oslajul. Utilajele, eu le scot unul. Exact. Asta eu le scot. Nu mă duc la 5 cm, cum vrea X sau de la 10 cm în sus am scos utilajele pe drum. La 10? 10 cm. Trebuie să facem cu marginea drumului. Atâtea urmane din stopierii și în primăvară. Nu se merge. Da, cine are mașină? Are cauciucuri bune și dacă are mașină, nu merge. Deci nu vine cu oticii. Erau sarcini deci, de cei de bani degeaba. Asta e. Deci nu, lasă când se găsește un care vine pe jos, să las descurcă. Da, domnule. Sunteți de acord cu proiectul de hotărâre? Da. Cine este pentru? Unanimitate pentru. Dați următoarea de aplicare. Eu zic că cel târziu, începând de la 30 martie, presupun. Da. Hai să mai zic. După 30 martie. Din alte martie, mă. Din alte martie. Sper să mai fiți de făcut. Din alte martie. Iar o băd cu 3 luni. Aveți să acest regulament să intre în... Vigoare. În vigoare de a 3-a 2019. Cine pentru? 30 ani. Nu, întâi a treia 2009, sunteți de acord? Întâi aprilie. Întâi aprilie. 6 aprilie anul trecut a fost zăpadă de 80 cm.
la stradă. Și mai ales că sunt un închiriat pentru zăpada care nu se duce pe scrie discuții clar la articolul 8 să ducă pe unii. Spune discuții clar, pentru unii nu se pune problemă. Da, domnul Tatar, nu pot... Am zis că de la 1 ianuarie, la 1 ianuarie, la 1 ianuarie. Vă rog, domnul Tatar. Ești 20 de zile. Alo, domnul Tatar, vă rog frumos, propun ca cel care supraveghează această treabă, pune să fie domnul Tatar. Deci, atâta îmi place de s-a angajat o primărie. Că atât e de bun. Toate componentele execuției bugetare la 30 anul 2018, avem cam de 250 de pagini de anexă, care dorește să le consulte, vă stau la dispoziție, vă fac copii, le-am lăsat numai la materialul care îl transmitem la prefectură și mai este un rând la mine. Cine dorește să consulte detaliat pe capitole, pe articole, vă stau la dispoziție cu tot materialul, care vrea copii, dau copii. După el, părerea mea că atâta hârtie să strângem, numai ce-mi dorește. Anexele 1 și 4, ce de centralizator? Aveți un anex, bilanțul, contul de rezultat la tribunal, contul de execuții la venituri, la cheltuieli, contul de execuții din trezorerie, adresa Direcției de Finanțe, prin care am verificat execuția la 30-a noua, în care mi-a dat avizul. Dacă sunt întrebări și nelămuriri, vă stau la dispoziție. Inclusiv cu copii după toate anexele. Sunteți de acord cu cine pe banii? Cine pe banii? Nu, discutăm iar proiectul. Apa, iar. Cine pe banii? Cine este pe Trecem la punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea investiției lucrării la termoizolații Biserica Adventistă Capătan, lucrări de amenajare grup sanitar Biserica Ortodoxă Pătrășcani și lucrări de reparație exterioară a Bisericii Ortodoxă Păltinată. Așa cum am început... Tot domnul Păltinată. Dar e bă, nu e o problemă. Așa cum am început cu construcția de la Paraclis Biserica Dumbrava, domnul primar a emițiat un proiect de hotărâre pe care acordăm o sprijin financiar la bugetul local pentru trei biserici din Comuna Gravăi, după cum le-ați enumerat mai înainte. Fiecare a depus la rândul lor în prealabil, confruntat cu regulamentul aprobat dumneavoastră, documentația aferentă din care au rezultat lucrările, deviziile și sumele necesare. S-a întocmit raport de evaluare pentru fiecare dosar în parte. Toate trei au documentele în regulă. Și așa cum spune dispozitivul hotărârii, se aprobă un sprijin financiar pentru fiecare lucrare în parte. Domnul contabil cu domnul primar au făcut suma de 10.000 de lei pentru fiecare. Da. Domnul contabil, adică vreau să este o sumă destul de mică. Părerea mea personală, nu putem mai mult. Alte comune, au zile comune, aduce fiecul, aduce pe ala, eu am zis așa, și dumneavoastră, am inițiat un proiect de hotărâre pentru case, va fi timpul când dumneavoastră ne va pregăti să avem aceste grupuri sanitare ca toate bisericile să funcționeze în regiune, civilizat și în conformitate cu legea, pentru a urmare și tot așa, de vizionat la ei. Domnul, dar avem bani, Da.
Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Curavăi pentru anul 2018. În materialul de ședință care a fost transmis către dumneavoastră, am avut un raport în 16-a 11-a și am făcut un raport astăzi în care am venit cu niște modificări care la data respectivă când am făcut raportul nu știam de ele. Printr-o adresă a Direcției de Finanțe ni s-a acordat suma de 91.000 de lei pentru asistenții personali și persoanele cu handicap. La data respectivă nu era aprobată suma. Suma s-a aprobat joia trecută, îi pusă adresa la poștă, încă nu a ajuns adresa la noi. Dar suma o am confirmat de către cei din la Direcția de Finanțe, bănuiesc că cu poșta de astăzi ajunge și adresa în original. De asemenea, timpul rămas până la sfârșitul anului, cu achiziția buldoi excavatorului și plata drumului de la rotundă, nu este suficient să mă încadrez în termenele de rectificare de buget, depunere situației, depunere executării plăți. Și în sensul ăsta am propus să luăm suma de 350 de lei de la achiziția buldoi excavator și să o ducem la drumul de la rotunda să putem plăti rata de 550 de lei, care este scadentă la 31 decembrie. Dar întrucât îi începem cu data de 21, nu se mai știe ce o să mai funcționeze la trezorerie, s-ar putea să fie hotărâre de guvern cu Crăciunul, cu... deci până pe data de 20 ar trebui să executăm plata ratei, ca să nu cu 1 ianuarie să fie rezervă blocați cu conturi, deci cine știe până aprobăm iar sume, până vine sume din buget de anul 2019, ne ducem prea târziu. De asemenea, tot în rectificare. Am trecut într-o zi, nu mai lăsat să facem o plată. Deci pe 20 închis. Și ne-a anunțat în ziua de 20. De asemenea, am propus pentru cele trei biserici să diminuăm cu suma de 31.000 de lei de la administrație și să suplimentăm la biserici. Documentația pentru cele trei biserici, inclusiv verificarea comisiei de specialitate, sunt făcute, rapoartele sunt, vă stau la dispoziție cu ele ce îmi dorești, deci grupul sanitar de la biserica de la Pătrășcani, izolația termică de la biserica adventistă Capăta și a treia păltinată cu acoperișul. Da. Sumele vor fi utilizate pentru procurarea de materiale, întrucât se pot justifica mult mai ușor și timpul rămas până la sfârșitul anului ca să cheltui banii să fie suficient să-și procure material, să depui de contul justificativ ca să putem închide anul. Cam astea ar fi rectificarea de buget, dacă sunt întrebări. Eu atâta azi mai mentor, nu se cheltui banii, ci să facă ceva. Da, e la Pătrășcani, deci faci ceva. La Pătrășcani. Sanitar, o să se aplică tot ceea ce înseamnă civilizația. Dar nu se cheltui să facă ceva, să rămână în comunitate. În legătură cu drumul la rotundă, știți bine că noi oamenii definitiv e revocat. Trebuie obligatoriu să dăm acei bani. Nu vine un executor și spune, domnule, scot la vânzare. Aia, nu, așa ceva nu trebuie să se întâmple. Iar noi ne-am luat și o mază de siguranță, având în vedere. Vineri am fost la AFIR Iași. Am depus documentația doar pentru avizarea procedurii de achiziție publică. Am stabilit firma de care luăm buldoescavator. Efectiv, un buldoescavator performant, cu toate utilitățile, este mai ieftin cu 600 de milioane. Da? Deci ne-au rămas niște bani din ce am avut noi alocatul. Da? Eu tot cred că în 5 zile, cel puțin așa, sunt am discutat cu domnul director de la AFIR, vom primi avizul, mai mult când am primit avizul, în 2-3 zile putem cumpăra buldoi excavatorul de care noi avem foarte mare nevoie la dezăpezire și aia. Pentru a face plata cu buldoi excavator, domnul contabil n-a apucat să vă mai pună, vom face o procedură exact care am mai făcut-o cu terenul de sport.
și cu drumul la Dumbrava, care prin fondul de garantare rural ne vor elibera un cec. Am vorbit deja, sunt discuțiile purtate, se dă 100%, nu cum sunt vesuri, 50% din avânt. Noi nu luăm avânt, luăm o sumă. 303 miliarde cât costă cu excavatorul și vom achita 156 de lei pe lună. O dobândă de ori în comparație cu ceea ce putem noi să ne facem. Până se deblochează, vom avea fondul de rulment la final de an. O estimare făcută cu domnul contabil pe 300 de mii de lei pe care o vom utiliza la final de an. Deocamdată discutăm de ceea ce avem în mână, nu vorbea de plecat. Cam asta. Până la urmă. Păi da, discutăm un proiect de hotărâri cu identificarea bugetului la 6. Da, păi lasă și să intervin discuții. Pune de prima, pune aia prima, că ar fi discutat. La punctul 7, proiect de hotărâri privind aprobarea valoarei de investiție a proiectului achiziției buldoi excavator, primăria era așa solicit. Am scrisori de garanție. Exact ce a prezentat domnul primar. Exact ce a prezentat, deci a fost prezentat. Sunt eu de acord și cu acest punct, să nu vreau asta, nu? Azi i-aș bătă. La punctul... Aveți probleme la punctul? La punctul 8, proiect de hotărâri privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Gura Băiei din data 28.02.2018 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor, imobiliar, terenuri și sau clădiri aflate în domeniul privat al Comunei Gura Băiei. Diverse aici, o să ne prezinti... O să vă spun imediat cu ce e vorba. Am ajuns la partea de finalizare a anumitor vânzări din case de altura. Din cauza modului cum a fost interpretat de către notarul public hotărârea, am hotărât să delimitez exact ce poate să facă domnul primar și ce face comisia. Pentru că notarul a citit litera articolul 4 și a spus că să vină domnul primar să îndeze toată comisia de vânzare. Prefer să modific hotărârea din Consiliul Local ca să spun că domnul primar e puternicit să semneze față notarului public, iar comisia de vânzare este puternicit să negocieze. După cum vedeți în proiect de hotărâri, așa sunt propuse articole. Deci am delimitat clar ce partea de execuție, de cea de... Așa era și normal, ca hotărârea. Eu notarul a înțeles-o că vinde și comisia și primarul. Dar nu, primarul semnează actul. Primarul vinde comisia și comisia vinde primarul. Comisia negociază. Care ia să despre asta e. Care ia să ies. Nu, am zis. Sunteți de acord cu... Avem cu gata, vin cu rotunda. Că tot vine din creierea de urmă prima. La ultimul punct, Iordea, de zi, suntem punctul diversie. Haideți să o luăm dintr-un capăt. Păi eu aș întreba așa cu banii aia pe pășunii. Unii se duc? La pășunii. În sudietul de stradă, în sudietul local, e cheltuielată, adică asta voiam, că dacă intră în fondul de rulment și poți să-i duci în altă parte, nu-i duci la pășurile. Exact, așa. E treaba cu urmă. Deci, deocamdată, la pășurile, acolo rămân de sus. Nu s-a atins nimeni de ei. Garanta. Fără hotărâri de consiliu. Dar e o hotărâre, dar nu s-o mai finalizată. Asta e acolo, răspundeți. Răzbunți cu totul, bă, ce e ceva? Apa avem. Duci pe câmp. Bazin. Fac iază. De pește, iau exemplu. Sără, dacă îți bun, păi plătim acolo, la apă, la apă. Eu atâta m-am răspuns. Dă-mi în foarte. Bazin. Domnul primar. Atenție, domnul primar. O să-i primar. Da, domnul primar. Apropo de cei cu apa, cu rețeaua de apă. Eu nu știu dacă e adevărat sau nu e adevărat. În rețeaua de apă, noi avem... numai de o parte în sat. Pe a doua parte, când vor trage oamenii apă, vom găuri șoseaua la fiecare cetățean? Da. Nu. Ce tehnologie mai avansată? Da, dar o să facem la fiecare. E foarte bună întrebarea dumneavoastră, că asta mi-am pus-o și eu în momentul. La, de exemplu, centru de medie, se va face o trăbată neconțată pe sufletul ăla, adică presiunea, da? Care va alimenta și partea aia altă. Ca să, de ce s-a luat această decizie proiectantă? Dom'le, dacă merg pe marginea drumului județean, există pericolul să deteriorăm acel drum și pe o parte și pe alta. Da? Drumul județean. Și, dom'le, din loc în loc, mergem puțin pe o parte și
traversăm pe sub șosea. Da, nu se afectează șosea, nu se taie, nu se răbără. Procedura din punct de vedere tehnic este altceva. Altă pentru că dacă s-ar trage două conducte paralel pe două părți de stradă, acum este asfalt, mă referim, da, apar acele două puri de aer la un moment dat. Deci și apare problema este ca la partea din temelia, vă dau numai un simplu exemplu. Dacă s-ar cupla, să zicem, la intrare în temelia conducta, să meargă pe partea aia, partea pe lăpă, vă dați seama ce se întâmplă cu ultimii abonați? În momentul când se face o intervenție la conducta de apă, ăla l-a terminat cu contoara acolo, bagă numai aer pe ea, zic? Deci aș vrea să face, am uitat și eu pe proiect și într-adevăr eram cu eu de ceva. Și să face din loc în loc, să face această răpungere ca să fie cât mai puțini pierderi la client. Un lucru este clar. Da, am înțeles. Toate persoanele care vor da acolo de a se raporta, obligatoriu, vor fi raportate. Da, nu se va mai permite nici o dată montarea unui vas pentru apometru, pentru raporturi, fără a se face contract. Că așa am făcut la Grafăiei, mi-am dus la vânt și la poartă, cu vaga apă. Și când ne-am dus să ne facă să facem raporturi, nu mai trebuia să nu mă zic. Nu. Nu se va mai întâmpla acest lucru, din cauza că acum am luat decizia care trebuie. Domnul Grigore, aveți ceva de spus la prima diversie? Ce să spun, am venit cam târziu, ceea ce spun. Săptămâna aia, toate ulițele de refăcere. Nu vă spun că eu personal nu sunt mulțumit de firma de administrare. Au săpat și nu au refăcut. Efectiv, nu vor primi următoarea tranșă de bani fără a readuce la starea inițială, așa cum este prevăzut în contract, toate ulițele. Ce este rău, este că toată lumea ne acuză pe noi. Primar, consilierii, când vă pune lumea să vă mănâncă urechile, eu am zis primarul. Dar în aceeași ordine, rețineți să vă spun. Dacă acum eu m-am dus să vă fac, eu nu pot intra acum. Acolo te venești și vă spun. Și dacă merg pe ulița aia, mai vă fac. Trebuie să reținem un singur lucru. Vom face, indiferent ce corpul facem, le reface. Deci asta vă promit că este în agenția mea publică, la Mulai, la Nice. Dincoace, în loc, avem la Pătrășcani, iar avem niște zone în care, într-adevăr, nu îmi place deloc. Nu ne face cinste, dar chiar la ora actuală, dacă mă duc, azi mi-a tot luat. Nu se mă duc la Spranta sau cu bun de scavador cu ulița aia, că vă spate. Vă dați seama că acolo mai rău stric. Și da. Salvatul de mod de la probleme de la... De ce nu mai ne-ai intrat până la mine? Poate n-ai nevoie eu. Va nu merită. Acolo vor pune, chiar dacă pun blind la conducta anticipală, vor face un acord. Nu fă și bine cu oțea. Bine cu de la voi sau cu fi 32 și va duce și brață. Vale? Domnul, dacă v-am spus, nicio casă al cărui proprietar vrea să se raporteze, nu rămâne neracordat. Restul nu mai este. Că ei au încă un an și două lucruri. Iată! La stațiile de autobuz mi s-a trecut cu conducta de apă. Știu. A venit cu lama și tot omul de la o dată, nu poți să mai se nimeni sub stația. Bun, astea vă promit săptămâna asta, vin cu domnul nostru, cu basculanta, iau pământul și aducem balast. M-am încurte la CAP-ul, niște sort, care l-am cumpărat și l-am lăsat acolo rezervă și unde sunt stațiile de autobuz, nici nu-s multe. La doamna Vârlan, la Andreescu, din coace la Tenelia, iar este foarte urmă. Noi vorbim cu unii stațiile, că a trecut cu lama acolo, că a trecut odată... Știi, domnul Tătaru, ce vorbește?
este ok. Da. Sunt 5 stații de autobuz, le... Nu stați, la cap, dacă oameni vine elevi, luați acolo dimineața, ia bucul ăsta, îi duce la școală. Banca aia e ruptă acolo, trebuie 3. Te rog frumos, domnule, că ești consilier, să te duci să cauți scândurile. A pus bancă nouă, nouță, nu vii să critici. Cel mai ușor este să critici, că ai văzut că nu sunt scânduri. De ce nu te-ai dus la vecina de peste? Nu se vezi că aia l-au luat. Au pus cu sumbrelul ca asta, cu cheia și le-au desfăcut. Când cineva intre, a pus vreți așa, doamna, nu se ia plăcie. Ei pe poziție din câine lung, dar nu mai ești consilier, ești câine lung. Da, vede, când mai întreabă cineva, îi spui așa, doamna, nu se ia pare. Și ca să ne arăt să scoată scândurile băietul înapoi, haideți să sună vestiție de acolo. Poți zici că s-a adunat copii și îi făceau călăcii seara. Nu le-a convenit să te-au copii în stația de autobus și le-au desfăcut oamenii. De ce nu vă duceți la fata oameni? Nu stați și criticați. Cel mai simplu lucru în viață să critic. Și implicați-vă. Dar avem poliție. Nu ești cu poliție, nu știu. Dar ce te implici? Dom'le, de ce ai luat de acolo scândul tău? Primarul l-a votat, dom'le. Noi l-am votat. Eu acum v-am auzit. Stați să ne costă 1.700.000 de euro, nu ne-a fost 7 milioane, ne-a fost efortul propriu. Mai n-avem nicio calitate ca să mă duc la poarta omului să-i spun nici el o scândă de acolo. Aveți o calitate foarte corectă. Am o calitate morală, nu altfel. E cetățean să consilie. Nu puteți acum, nu vreau să facem câine lupți să scoate. Haideți, eu nu am informații și dați-mi dacă aveți informații dumneavoastră. Nu știu la Gura Văiești, se face aceste lucrări de aducțiuni foarte bine, este un lucru. Dar nu știu dacă la Gura Văiești sau pe traseul ăsta care se montează încolo, se montează un hidrant, măcar două, măcar la... Sunt 10 hidrant. La Gura Văiești montați. 10 hidrant montați, dar ce nu vedea abilul cu piele, nu știu. Deci sunt 10 hidrant, sunt proiect montați. Bă, și sumele sunt... Să văd, ba da, fața primării, unul la Adiță Sfârlou, unul la Cristian, unul, vă spun cum sunt. Am prevăzut și un proiect. Dacă am prevăzut un proiect? Era curiosul de așa ce nu se poate, fără nici intrat. Doamne, vedeți? Avem și două ciușmele, una la Bordicul la Pătrășcare. Ciușmele care omul ziceau... În momentul când duci proiectul, dacă n-are hidrant, prinși pe coloană, nu-i avis. N-am văzut, am spus că au minim montat, ori, într-adevăr, nu au fost prinși. Eu asta am întrebat. Am greșit cu ceva? Nu. V-am dat răspuns. Domnul Oțeanu. Vreau să vorbească și eu. Doamna Mărică. Ai vreau să vorbesc. Domnul Roman. Domnul Mișan. Nu, mergem înainte. Domnul Mișan. Mergem înainte. Domnul... S-au discutat, s-au discutat. Suntem de acord? Nimic am dat la nimic acolo. Am hidran la poacă. Eu am hidran la poacă. Am hidran la poacă. Propun să vreau și eu un lucru. Bă, domnul s-a luat. Deci am întrebat, n-am acuzat. Nimic, nimic. Nu de adică. Domnul Oare, s-a zis că merge din Albania, așa-i? Acum, trecând pe la capitolul 10. La dumneavoastră m-am o rugăminte eu. Domnul Ciubotar, vă rog frumos, mă acordați-mi doar 5 minute. Vă rog doar atât să fiți un pic atenți. Ca următoarele lucruri. Ca să nu se distorsioneze ceea ce spun, să nu se răstălmăcească. La ora actuală, Comuna Gura Văiești, avem următoarele proiecte. Prin UNICEF, 20.000 de dolari, suntem prima comună care avem tot ceea ce trebuie pentru grupul sanitare Dumbrava. Se vor face în interiorul școlii. Prin UNICEF. Atât mai rămâne posibil să se apuce înainte de sărbători. Deci vă rog doar atât, nu fac alte discuții, nici paralele, nici nu trec pe Facebook. Dar sunt reale, fac în mână și nu discut. Internet gratuit. Suntem printre primele comune acceptate, că ne-am înscris imediat cu domnul contabil puțin atătaru, Wi-Fi 4, e un internet gratuit în locul public. Și la comună, aici, la teren de sport, în fața primării, la coordinata, temelia, capta, Dumbrava, copiii să aibă internet gratuit. Bunul excavator va veni, cred, cu toată lucrurile. Certitudine, am certitudine, siguranță că în 10 zile l-am cumpărat. Este proiect din Gal Valea, totuși proiect european. Fără și un ban, la Gura Văiești, cu proiectul și observa consultați. Alimentare cu apă, 5 sate. În felul ăsta avem toate satele cu apă, la mine. La primăvară, prin grab, avem canalizare Gura Văiești Pătrășcan. Vă rog doar să rețineți. Adică nu îi ducem pe Facebook, spune că car numai balastul pe ulițe. Nu car numai balastul, ăla... Eu să lăsăm să înceapă. Nu, o secundă. Dar nu, aia este ce să spune.
atunci de ce să mai facem fost să se pună la biserică la Pădrășcani? Stai, domnul, un pic. Aveți o leacă de bani. Domnul Pașcu, dar dacă... Eu am avut răbdarea și m-am ascultat. Hai să spun, ai vorbit cu Matalușul? De-aia n-am vorbit, de-aia n-am vorbit. Hai, lasă și eu am avut de-aia care spuneam că mi-a riscat ajută de un ceas. Ce mai? Este ai văzut că apa a început din 2007 și ai chiar s-a lucrat cu acum. Să lucrează la apă. Ce vă nemulțumesc? La apă se lucrează? Lasă din un tăi. Se înceapă cu prânii și gata vă zi. Lăsați un pic în astea, nu știți. Nu o secundă. Ce nu știți? Dacă vă mai rog să aveți la care nu știți. N-am dat dar de la proces să tot vă răsucat. Bun. Atunci să mai discutăm. Da. Să mai discutăm. Hai lasă mine toate. Alea și pe urmă vedem care-i treaba. Păi, în situația asta, domnul primar, dacă s-a aprobat proiectul... Lasă pe lângă alea, că degeaba să nu dăm în fața camerii, câmpă, că să ne cuvânt dacă nu credeam aici, dacă nu credeam. Da, pentru că vrei să te afirmi în fața camerii, ăsta. Uite așa, că știi și cine ascultă... Am tot ce camera și nu vă vezi un nou operator. Să mătea pe mine, în mătea de semne, în afară de, știu eu, procesul judecăț, altceva nu a fost. Și gata, hai să nu mai discutăm, să ne dăm mari că e ceva. Nu, hai să înceapă lucrarea și vorbim atunci. Acum vine Crăciunul, poți să-mi spui, mă, dacă nu îi faci, nu știu ce, când deja începe vândătoria. Ghicea cu prafasă, nu repetiți așa. Domnul primar, dar haideți să facem, revin, dacă ceea ce vrea, dacă s-a aprobat proiectul cu canalizare. Când să mai facem fost septicul la Pădrășcan la biserică? Dacă faci canalizare... Eu de acolo, ce te voi opri, da? Păi cum n-are biserică? Dacă faci canalizare publică, nu poți să-l racordezi acolo. Îi dăm bani ca să zică că i-am dat bani. Dacă și vreau să dăm. Are proiectul. Nu, n-ați înțeles. Păi dacă tu o să faci canalizare, nu o să fiu și eu obligat să-l racordez la canalizare dacă îmi trage apă? Dacă durează, domnule, 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 au făcut ca să dau 5 miliarde, acum la final de an. 5 miliarde, 500 de milioane. Făcea. Trebuia să spuneți că n-a fost dânsul aici. Nu știu să mai vorbi eu lipsa dânsul. Păi ce mai... ce spune lipsa dânsul? Dar nu știe. Nu știu dacă știe, dar dacă... Hai să vă spun pensia. Dar ce s-o pensia are, bă? Că spun că fac... Păi cum adică s-o pensia? Dacă a spus că facem cadastrare gratuită, hai să lucrează la cadastrare gratuită anul ăsta. Ce vrea să aștept să facă? Nu vrea dânsul să spun. Este problema dânsului. Are prea multe probleme. Dar eu am terminat cu asta, vă mulțumesc. Dar aceeași poate că ați început cu niște lucruri, mișelești pe la spate, și discutați fără să fiți în măsură să discutați. Sunt proiecte clare. Adică dacă vine de la Ministerul Apelor reprezentanți prin Fondul Solidaritate, să fac de la Vale de Cod, care e problema cu urmă? Ce ne mulțumesc? El ne mulțumește că spun acest lucru, ce camerul a vedea, treabă cu camerul a vedea. Și așa nu plătim nici camerul a vedea, la șura 400 de euro ne-am. Ne facem gratuit, domnul Ungureanu, da? Ca să lămurim și problema asta. Dacă n-ați înțeles ceva, dar chiar așa este, așa. Ai impresia că e de cineva bani sau cum? Nu, de ce? Păi să te cu eu, sau ce n-ați înțeles, ce-i stână? Nu-i stână. Eu când am spus că nu, nu. Când am spus da, da, asta înseamnă menie și respect față de dumneavoastră, față de comun. Restul. Nu ți-a putut alea cu da. Dacă mai aveți ceva de spus, pentru că de la ziua de astăzi, să încheie ședința. Sunteți gata? Puteți să încheie ședința, da? Vă mulțumesc pentru participare și am mai întâlnit după ziua națională.